Da, o foarte multe întrebări sunt legate de subiecte pe care le-am discutat, de robor, de investițiile publice. Văd una, Alex, dobânzile la care se împrumută băncile au ajuns la 2,2 și ceva. Era 2,79 la overnight când ne scria cititorul. Dobânzile la conturile curente sunt la 0,05%. Cum explicați această anomalie? O întreabă Alex. Și cât timp va dura până când băncile vor crește dobânzile la conturile curente? Aveți Este o... un efect de transmisie pe de-o parte, pe de altă parte există această presiune la nivel de sector bancar din perspectiva lichidității, pentru că, repet, la final de septembrie, diferența între depozite neguvernamentale și credite neguvernamentale era undeva la 50 de miliarde de lei. În mod normal, inclusiv ca urmare a deciziilor recente ale Băncii Naționale de a îngusta coridorul, evident că și ratele de dobândă la depozite în sector bancar vor urma tendință de creștere. Ca de obicei, este nevoie de un impuls. Impulsul va veni începând cu primul trimestru anului viitor, când vom vedea creșterea dobânzilor, dar, tot ca și de obicei, și ținând seama de observațiile asupra ceea ce s-a întâmplat până acum, știm foarte bine că atunci când semnalul dobânzii cheie este în sus, primele care reacționează sunt dobânzile active, și de-abia după aceea reacționează dobânzile pasive. Există un lag de transmisie, 3-6 luni, sper să fie mai mic acum, iar când semnalul este în jos, primele care reacționează sunt dobânzile pasive și de-abia după aceea dobânzile active. Să nu ne așteptăm la niciun fel de salturi semnificative, pentru că nu e cazul. Cred că, din punct de vedere a gestiunii conduite de politică monetară, lucrurile vor fi extrem de aliniate la realitatea pieței și cât se poate aliniate la ceea ce se numește politică fiscală, în așa fel încât să se redreseze mixul fiscal monetar care este pentru moment destul de deteriorat. Aș zice că are un rol și incertitudinea legată de situația de lichiditate. Cum zicea și domnul Rădulescu, în general avem un exces de lichiditate în economie. În mod particular, în această perioadă, avem un deficit de lichiditate și situația s-a dus foarte repede într-o conjunctură în alta. Și băncile, e foarte greu să determin dacă excesul ăsta de lichiditate va reveni și va reveni cu ce amploare, sau dacă încă în continuare vom avea situații de deficit de lichiditate și în funcție de asta și ajustările privind de la ratele dobânzilor la depozite vor fi mai rapide sau mai lente. Dar într-un orizont de 3 luni probabil, ajustări vor fi. Poate nu la nivelul la care s-a ajustat roborul, dar ajustări treptate vor exista și la nivelul dobânzilor la depozite. Dar un pic de claritate legat de situația din piața monetară ar ajuta și aici BNR-ul are un cuvânt de spus. Pârghiile pentru a o face. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat participarea la Și noi noastre mulțumesc. și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag. Mulțumesc.